nu vreau să arunc în derizor o activitate de asta organizată de statul român, dar astăzi constat că statul român reușește să facă un control pe zi la arhive, dar reușește să facă doar 60 de controle pe an pe ce muncă. V-am spus că este un calendar care... Nu, dar eu nu am pus pe nimeni. Eu vorbesc despre ce reușește să organizeze statul român. Sunt de acord, sunt de acord. Eu am consultat și regulamentul Comunității Europene împreună cu colegii mei. Să știți că la nivel de Europa, o să îl prezint, el este pe 2022, pe 2023, urmează acum. Stăm mult mai bine la prezentarea acestor probe față de multe țări care vin în regiune să prezint. O să îl... La nivelul autorității, că mai ia și, că mai ia și practic și DSV-ul, că și dă și mai prelevează, deci au dreptul să ia din aceste produse... Și vorbim de produse românești. Da, produse românești. Totodată a mai fost programul Tomata, unde noi am prelevat 36 de probe de... Din astea 60 sau nu, peste. Acestea au fost duse la Laboratorul Național Fitosanitar, care este acreditat RENAR. Deci analizează în jur de 374 de pesticide pe fiecare produs. Am luat informațiile de la dânsii în ceea ce privesc etapele, modul de lucru, care vi l-am prezentat și dumneavoastră, să-l aveți, este foarte laborios, este foarte complex. Și necesită foarte multă pregătire și din partea specialiștilor. Asta aș vrea ca să demontez anumite speculații că se poate face într-o zi sau într-o oră și să ai practic acel rezultat. Eu vorbesc pe bază de știință. Am înțeles tot așa pentru informația dumneavoastră și a celor din sală. Dar mie mi s-a părut foarte interesant atunci. Acum, în asta, acum 2 ani de zile, ministrul a invitat cele mai mari firme din lume, inclusiv colegii mei de laborator, dacă se poate face o analiză, da, pot să spun cuvântul rapid. Dar spune și numele ministrului, ca să facem conexiune. A fost și domnul Daria, și domnul Oros, pentru că toți suntem interesați să avem cât mai multe probe, cât mai multe controle și rezultatele să fie cât mai rapide. Și rezultatul a fost că nu există pe plan mondial aparat ca să facă în jur de 300-400 de substanțe să le analizeze într-un timp foarte, foarte scurt.